Un sistem de termoficare vechi și șubred a ținut mai tot timpul curtea școlii într-un șantier. Acum constructorii sunt pe ultima sută de metri, aproape de finalul lucrărilor. Este adevărat că am ajuns așa într-o perioadă de suspans, pentru că, iată, suntem în ultima săptămână și trebuie să înceapă școala luni, să finalizeze din fericire lucrările foarte importante care s-au făcut în curtea școlii, respectiv înlocuirea rețelei de termoficare care trecea pe acolo și care ne crea în fiecare an niște probleme mari, încât nu puteam folosi o anumită porțiune din curtea școlii. Acum se procedează la astuparea lucrării respective, betonarea curții și sperăm că ne putem desfășura activitatea începând de luni la parametrii maximi. Rețeaua învechită de termoficare a fost înlocuită după ani de zile. Rețeaua ceda de obicei în diverse locuri, iar acum termocentrala Paroșenii reface terasamentul. Lucrările erau absolut necesare pentru școala Avram Stanca. Acum, unitatea de învățământ va avea un teren sigur.